Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș a făcut astăzi publică o situație la nivel de județ a exploatațiilor de animale autorizate din punct de vedere sanitar veterinar, dar și a efectivelor de animale înregistrate în Baza Națională de Date. Astfel, cifrele arată că în județ sunt 28 de ferme de bovine, 22 de ferme de păsări, 17 de porci, 3 de ovine, 1 de caprine și 89 de ferme de albine. De asemenea, sunt peste 170 de stupine, 11 pescării, 5 centre de colectare a bovinelor și unul de colectare a ovinelor și caprinelor. Mai sunt autorizate 10 stâne, 3 târguri de animale și 11 tabere de vară pentru animale. Situația este de la finele lunii septembrie 2019. Pe lângă acestea, la nivel de județ avem înregistrate peste 47.000 de exploatații non-profesionale și aproape 2.300 de exploatații comerciale de tip A. În ceea ce privește efectivele de animale înregistrate în baza națională de date, în Maramureș sunt peste 86.000 de bovine, aproape 1.500 de bubaline, mai bine de 290.000 de ovine, în jur de 31.700 de caprine și circa 65.500 de porci. Deși numărul cailor a scăzut foarte mult în Maramureș din cauza anemiei infecțioase, dar și a mecanizării agriculturii, mai sunt înregistrate peste 17.000 de exemplare.